Militarii detașamentului de pompieri Vatra Dornei și cei ai punctului de lucru Poiana Stampei au intervenit cu 3 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Neagra Șarului. La sosirea echipajelor ardea generalizat casa de locuit cu pericol de propagare la anexele învecinate. Au ars casa de locuit construită din lemn pe o suprafață de aproximativ 156 de metri pătrați, elemente de mobilier, electrocasnice și alte bunuri. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau deteriorat. Pompierii au salvat anexele învecinate.